Mai multe familii și biserici din Reghin așteaptă să fie puse în posesie conform legilor fondului funciar. Sunt îndreptățiți să solicite suprafețele de pământ de care au fost lipsiți în urma reformei agrare din 1945, dar și după colectivizarea din 1962. Conform datelor Biroului de Cadastru și Registru Agricol din cadrul primăriei Reghin, mai sunt de restituit aproximativ 350 de hectare de teren. Ca repunere în drept, ca stabilire a amplasamentului, încă trebuie să stabilim amplasamente pentru circa 350 de hectare. Numai bisericile din Reghin ar mai avea de primit, de stabilit amplasamentul pentru 350 de hectare. Reîmproprietărirea este o procedură greoaie aproape peste tot în România. Multe administrații locale se confruntă cu lipsa suprafețelor pe care trebuie să le restituie. La Reghin însă nu există probleme din acest punct de vedere. Aproape 400 de hectare de pășune sunt disponibile în proprietatea administrației locale și pot face obiectul restituirilor. Chiar dacă va dura mai mult, toate cererile îndreptățite vor fi onorate. Noi, Comisia de Fond Funciar, nu avem această suprafață la dispoziție. Noi nu avem suprafață la dispoziție. Mai avem hotărâri judecătorești, unde suntem obligați imediat să îi punem în posesie pe oameni și atunci ne adresăm întotdeauna la Consiliul Local și ei scoate din administrarea lor o suprafață de 5-10 hectare, cum e așa, și încercăm așa. Legea prevede și despăgubiri în anumite situații. Ei bine, și acestea vor fi toate rezolvate. Noi colaborăm cu Comisia Județeană pentru, și Comisia Județeană cunoaște faptul că mai avem de restituit 350 de hectare și atunci ne recomandă să mai discutăm cu cei care au de primit, care are, să zicem, o biserică, are de primit 10 hectare sau 20 de hectare, să discutăm în sensul de a accepta despăgubiri. Numai că și pentru despăgubiri se înaintează la București dosarul și cam greu. Cam greu e procesul ăsta de acordare a despăgubirii. Datele Registrului Agricol cuprindeau la finele anului trecut aproximativ 5600 de hectare de teren extravilan, cuprinzând suprafețe arabile și livezi. Peste 400 de hectare dintre acestea reprezintă pășuni.